Dragilor, suntem în curtea familiei Tănase. M-a tot sunat domnul Tănase să vin să filmez ceva plântuțe de cachii care le-a luat de la mine în urmă cu câți ani? 8 ani. 8 ani de zile. Domnii, nu l-ați protejat vreodată? Nu. Deci nu este protejat, n-a fost protejat niciodată. Vă spun că nici noi recunoaștem că nu am găsit la nimeni să fie atât de încărcați productivi, fără ceva tratamente speciale? Nu. Nimic. Nici rană, nimic. Eu care tot am zis că vin... Că jumate s-a rupt. Chiar este jumate. Da, de la vânt, de la ce s-a rupt? De la vânt. Vânt puternic l-a crăpat. Uitați, vă arăt că aici el a fost destul de mare, dar un vânt puternic, având și foarte multe fructe, l-a crăpat, este legat cu chinci, pleacă din nou. Vă arăt în spate, mai este unul, mergem și acolo, dar stăm lângă acesta pentru că și-a plecat ramurile sub greutatea fructelor. Cred că undeva la 300-400 de grame aproape fructul. Încă nu sunt coapte, sunt foarte tari. Când le recoltați? Când dă frigul, când dă zăpada, dacă e zăpadă, dacă nu, când ele se fac un portocaliu. Și le lăsați în pom și luați cât consumați sau luați mai multe? Le adun și le pun în pod. Le întind și ele încep să se coacă. Coacă treptat. Da, și treptat. Sunt dulci sau azi? Sunt de nemaipomenit. Eu le mănânc de obicei, vă spun sincer, cu lingura. Păi așa se mănâncă, cu lingura, să fac ca un gem în acolo. Exact, ca o marmeladă, ca ceva mai moale. Da. Deci, nu... Am citit că e bine să mâncăm cu coajă, cu toți, și le mâncăm și coaja. Dar nu este astringent, asta e... Nu. În schimb, dacă le luăm acum când sunt tari, vi se face gura pungă, nu recomandăm, sunt și foarte tari, nu putem să... Sunt tari. Chiar... Cu părere de rău rup unul să se vadă în mână așa mărimea, nu este copt, uitați de aici, senzațional, deci dacă până acum își făcea lumea, își punea multe întrebări că seamănă cu cele din comerț, eu n-am prea văzut în comerț de mărimea asta, cel puțin la noi sunt mai micuțe și mai mult de atât, în urmă cu 8 ani, cred că domnii sunt printre primii clienți. În urmă cu 8 ani când le aduceam noi, nu cred că avea cineva gândul că va avea așa producție. Nu. Merg și în spate să vă arăt. Dacă obțineți dumneavoastră. Și am venit la cea de-a doua plantă. Uitați-vă sub greutate cum sunt sute de fructe. Ia uite sus. Sus aici, puțin, nu vreau să fac vreo prostie, dar pe o creangă, dacă număr așa, la rapid să număr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 fructe într-o singură zonă acolo, pe două crenguțe. El, pentru că toată lumea își face griji, uitați-vă aici se văd... rămurelele, codițele unde au fost multe alte fructe, doar că le avortează. De când a început să fructifice așa bine? Al treilea an. Deci în primii ani nu vă așteptați la producții foarte mari. Exact ca omul. Nici omul de producție când se duce, își schimbă locul de muncă, primul an până se adaptează. Deci aici avem exemplu foarte bun odată că nu trebuie protejat. Suntem în Otopeni, deci nu suntem într-o zonă, nu a fost învelit niciodată, plin, eu nu am văzut așa ceva. Toate ramurile sunt încărcate. Mi-e frică să nu se rupă. L-au legat cu chingi, vom veni în primăvară și facem o tăiere, pentru că s-au tot dus în lateral și vom veni cumva să ne apropiem din nou de trunchi. Avem noroc că avem ramuri crescute tinere și ne vom folosi de acelea să formăm coroana cât mai aproape de trunchi, tocmai să nu se întâmple ca în partea cealaltă unde s-a crăpat, s-a rupt. Este senzațional, cu siguranță vom mânca și noi 2-3 și venim să filmăm când sunt coapte, cam până în ce perioadă vă ajung fructele așa? Păi până la sfârșitul lui... Depinde, că multe le dăm. Multe le dăm. Dar așa fructe cam câte, cam pe ce perioadă, cât de lungă se întinde? Cam o lună de zile. Deci o lună de zile fără probleme. Când ne apucăm de ele, când s-au muiat bine. Când se moaie bine. Asta înseamnă în decembrie încolo. Da, da, da. Și în ianuarie. Și în ianuarie aveți. Deci este senzațional. Promitem că venim și noi să odată să-l toaletăm, pentru că domnul Tănase, recunosc încă o dată, îmi fac mea culpa că m-a sunat de vreo 2 ani să vin să-l văd cum arată, dar n-am crezut, n-am avut timp și astăzi, plecând la târg, la Muzeul Țăranului Român, unde ne mai prezentăm lui Marfa, am zis, haideți să facem un ocol. Este peste orice așteptare, dragilor. Este clar că lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea să le faci. Oamenii au plantat și n-au făcut nimic special. L-au lăsat, a crescut. Nu stăm lângă plantă. Planta crește singură. Noi ne vedem de viața noastră. Și mai merg în spate să vă arăt un curmal imens care, într-adevăr, acum umbrește un cachi. Încercăm să-l scoatem și să-l relocăm cu rugămintea să ajungă la Sănătate din Plante înapoi în grădină. Da. Și aici avem un curmal chinezesc, tot 8 ani are, undeva la 8 ani, din pepiniera Sănătate din Plante. Cred că este tot un lang, e la concurență cu cachi, lângă el este și un cirești și de aceea domnul Tănase vrea cumva să-l scoată, noi vrem să relocăm, sperăm să reușim asta, cu siguranță ne apucăm în toamna asta să-l scoatem, vom săpa un șanț pe lângă el, îl filmăm să vedeți cam cum ați putea muta un pom mai bătrân. Bine, dacă există utilaj, poți să schimb pom fructifer și de 20 de ani, dar noi facem chestia asta manual și sperăm să dea rezultate, pentru că din câte văd este un soi destul de valoros, fructe mari. Acolo sus nu știu cât de bine se vede, dar deja este plin ce au mai rămas, că restul au căzut. Suntem în noiembrie pe sfârșit, da? Deci nu mai au cum să mai stea în copac.